Bună ziua, prieteni! Astăzi, 9 octombrie, vom face o frumoasă rugăciune către Maica Domnului pentru potolirea întristărilor. Minunata izbăvire și apărare ne-a dăruit nouă cinstitul tău chip, prea curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, că izbăvindu-ne de rele, prin arătarea Lui și căutând spre El mulțumire aducem ție, noi, robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție. Bucură-te, bucuria noastră, izbăvește-ne pe noi de tot răul și alină întristările noastre. O, Maică prea lăudată, cerească, împărătească și stăpână, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut pe cuvântul mai sfânt decât toți sfinții, primind prin osul nostru de acum, potolește întristările noastre și ne izbăvește de toate necazurile, nevoile, tristețile și ne scapă de osânda cea veșnică și chinul care va să fie și ne învrednicește a ne sălășui în vrednicele, în veșnicile corturi ale raiului pe noi, robii tăi, care strigăm, Aleluia! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte fi.